Nu mai plânge, maică. Pe Adam și Eva ca să-i slobod, eu sufăr. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei de Sfântul Teofilac, Arhiepiscopul Bulgariei. Capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele și nașterea. Text. Cartea neamului. Tâlcuire. Pentru ce n-a zis vedenia sau cuvântul precum prorocii? Căci aceia așa începeau vedenia pe care a văzut-o Isaia. Cauți a te învăța din ce pricină făceau aceasta? Pentru că prorocii vesteau pentru cei împietriți cu inima și nesupuși, de aceea ziceau că este vedenie dumnezeiască sau cuvânt de la Dumnezeu, ca să înfricoșeze norodul și să nu fie defăimate cele zise. Dar Matei a grăit către oameni credincioși cu bună cunoștință și supuși, și de aceea n-a început ca prorocii. Sau pot spune și altceva, prorocii cu gândul vedeau cele pe care le grăiau ca închipuire arătate prin puterea Sfântului Duh. Și de aceea le numeau vedenii, dar Matei nu cu gândul l-a cunoscut și l-a văzut pe Hristos, și nu în închipuire l-a văzut pe El, ci în chip simțit l-a cunoscut, auzindu-L și văzându-L pe El în trup. Pentru aceasta n-a zis vedenia pe care am văzut-o, adică închipuirea, ci a scris cartea neamului. Text. Lui Iisus. Tâlcuire. Numele acesta Iisus nu este grecesc, ci evreiesc și se tălmăcește Mântuitor. Text. Hristos. Tâlcuire, Hristoși, adică unși, se numeau împărații și preoții pentru că erau unși cu un de lemn sfințit, care curgea din cornul care li se punea pe cap. Deci Domnul se numește Hristos, adică uns, și ca un împărat, pentru că a împărățit peste păcat, și ca un preot, pentru că s-a adus pe sine jertfă pentru noi. S-a uns încă El și după adevăr cu un de lemnul cel adevărat, adică cu Sfântul Duh, pentru că cine altul avea pe Sfântul Duh precum Domnul Hristos? Că într-o Sfinți darul Sfântului Duh lucra, iar în Hristos nu darul Duhului lucra minunile, ci Hristos împreună cu Duhul, care este de o ființă cu El. Text. Fiul lui David, tâlcuire, a zis lui Iisus, și ca să nu crezi că despre alt Iisus vorbește, a adăugat fiul lui David, pentru că a fost și un alt Iisus vestit, care a fost cârmuitor după Moise și care al lui Navi se numea. Și nu a lui David, pentru că acesta mai înainte de David a fost cu multe neamuri, nefiind el din seminția lui Iuda din care se trăgea David, ci din alta. Text. Fiul lui Avram. Tâlcuire. De ce a fost pus mai întâi David, chiar înaintea lui Avram? Pentru că la evrei mai slăvit a fost David și pentru că vremea în care a trăit el a fost mai aproape de ei decât vremea viețuirii lui Avram. Iar David pentru împărăție se făcuse mai vestit, că între împărați acesta a fost cel din tâi care a bineplăcut lui Dumnezeu și făgăduința a primit de la Dumnezeu, că din seminția lui se va ridica Hristos. Drept aceea toți îl numeau pe Hristos Fiul al lui David.
că precum acela i-a urmat lui Saul, cel lepădat de la Dumnezeu și urât, așa și Hristos, după ce s-a lipsit Adam de împărăția și domnia pe care o avea asupra tuturor, și a fiarilor și a demonilor, a venit de s-a întrupat și a împărățit peste noi. Text. Avram a născut pe Isaac. Tâlcuire. De la Avram începe povestirea neamului, pentru că acesta a fost părinte al evreilor și pentru că el este cel din tâi care a primit făgăduințele, că într-o seminție a lui se vor binecuvânta toate neamurile. Deci se cuvine ca de la acesta să se numere neamul lui Hristos, că Hristos este din sămânța lui Avram, pentru care s-au binecuvântat toți cei din neamuri, care mai înainte erau sub blestem. Avram se tălcuiește părinte al neamurilor, iar Isaac bucurie, râs. Și nu pomenește evanghelistul de fiii lui Avram cei din țiitoare, ca Agar, slujnica Sarii, adică de Ismail și de ceilalți, pentru că iudeii nu din aceștia se trăgeau, ci din Isaac. Text. Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și frații lui. Tălcuire. Vezi că pentru aceasta a pomenit pe Iuda și pe frații lui, pentru că dintr-o ei au fost cele 12 seminții. Text. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Tâlcuire. Iuda avea ca noră pe Tamar, prin unul dintre feciorii lui, anume Ir, iar murind acesta, fără să aibă prunci, i-a dat-o lui Onan, alt fecior al lui. Dar, secerându-se acesta din viață pentru răutatea lui, Iuda nu i-a mai dat ei alt soț, iar ea, dorind să facă copii din sămânța lui Avram, a lepădat vălul văduviei și, punându-și veșmânt de femeie nărăvită, desfrânată, s-a împreunat cu socrul ei și s-au zămislit din ea doi gemeni. Și când au fost să se nască, a scos feciorul cel din tâi mâna din pântece, ca și cum ar fi vrut să se nască primul, iar moașa a însemnat de grabă cu un fir de ață roșie mâna copilului, ca să se cunoască pe cel din tâi născut. Iar acesta și-a tras mâna înapoi și s-a născut celălalt copil mai întâi, și abia după aceea cel ce scosese primul mână. Deci cel ce s-a născut mai întâi a fost numit Fares, care înseamnă tăiere, fiindcă a tăiat rânduiala cea firească, iar cel ce a tras mâna, Zara. Și pomenește istoria această taină, că precum Zara a arătat întâi mâna și a tras-o apoi, așa și viețuirea aceea după Hristos s-a arătat într-un drept cei mai dinainte de lege și de tăierea împrejur. Pentru că toți aceștia sunt sfinți nu din rânduielile și prorociile legii, ci pentru că au viețuit după viața evanghelică. Și socotește pe Avram, care și-a lăsat părinții și casa pentru Dumnezeu și s-a lepădat și de fire, socotește apoi pe Iov și pe Melchisedec. Iar după ce s-a dat legea, s-a tras înapoi o viețuire ca aceasta. Și pe cum acolo, după ce s-a născut Fares, mai pe urmă a ieșit Sara, așa, după ce s-a dat legea, mai pe urmă a strălucit viețuirea evanghelică, însemnându-se aceasta cu ață roșie, care este sângele lui Hristos. Că pentru aceasta și pomenit evanghelistul de acești doi prunci, pentru că nașterea lor arată oarecare lucruri tainice. Dar și pentru altă pricină pomenește de Tamar, deși nu pare a fi lăudată, fiindcă s-a împreunat cu socrul ei, ca să arate că Hristos, toate pentru noi primindu-le, a primit a avea ca strămoșii pe unii ca aceștia, ca și prin aceasta, adică prin nașterea din ei, mai vârtos să-i sfințească, pentru că nu a venit să cheme pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Text. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz din Rahav. Tâlcuire. Unii socotesc că Rahav aceasta era Rahav desfrânata, care a primit scoadrele lui Iisus Navi și le-a izbăvit pe ele și s-a izbăvit și ea. Și a pomenit despre aceasta ca să arate că așa cum aceasta era desfrânată, așa era și adunarea neamurilor, că s-au desfrânat într-o izvodirile minții lor. Însă primind scoadrele lui Iisus, adică pe apostoli, și crezând cuvintele lor, s-au mântuit toți cei din neamuri. Text. Boz a născut pe Iobed din Rut. Tâlcuire. Rut aceasta era de alt neam, dar s-a însoțit cu Boz. Așa și biserica cea din păgâni, de alt neam fiind, și afară de așezământ a părăsit neamul său și închinarea la idol și pe tatăl ei, diavolul, și s-a luat spre nuntă cu Fiul lui Dumnezeu. Text. Iobed a născut pe Iesei. Iesei a născut pe David, regele. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Tâlcuire.
iarăși pomenește de femeia lui Urie ca să se arate că nu se cuvine a nerușina de strămoși, ci că mai vârtos prin săguința faptelor bunele urmașilor se fac slăviți și aceia, și că toți sunt primiți la Dumnezeu chiar de se vor naște din desfrânare dacă vor avea fapte bune. Text. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Ioasafat. Ioasafat a născut pe Ioaram. Ioaram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Tâlcuire. Strămutarea în Babilon este robia pe care mai pe urmă au pătimit-o evreii în Babilon, fiind duși acolo cu toții. Pentru că și altădată au fost în război cu babilonienii, însă mai cu măsuri au muncit, dar mai apoi cu totul le-au strămutat pe ei din patria lor. Text. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Notă. Sfântul Epifanie scrie că au fost doi Iehonia, unul după altul, adică și tatăl și fiul său, care aveau același nume și pe amândoi a numit Sfântul Evanghelist în al treilea șir din numărul neamurilor. Dar unii dintre copiși din neștiință, socotind că este vorba de o repetare din greșeală, au scos pe un Iehonia și așa a rămas al treilea șir de 14 neamuri numai cu 13 nume. Sfântul Teofilact a îndreptat aici această lipsă și ca să se plinească numărul de 14, trece strămutarea în Babilon în loc de nume. Tâlcuire. Din ce pricină este trecut aici numele lui Iosif, iar nu al născătoarei de Dumnezeu? Căci ce împărtășire are Iosif cu nașterea cea fără de sămânță? Oare cu adevărat tatăl al lui Hristos a fost Iosif, ca de la Iosif să se numească neamul lui? Ascultă, dar, cu adevărat, nicio împărtășire nu are Iosif cu nașterea lui Hristos. Și s-ar fi cuvenit ca neamul născătoarei de Dumnezeu să-l pomenească, dar de vreme ce era lege să nu se pomenească numărul neamului femeile, de aceea nu a fost pomenit neamul fecioare, dar pomenind neamul lui Iosif și neamul ei a fost pomenit, pentru că tot așa era lege să nu se ia femeie din altă seminție, nici din altă familie, adică din altă rudenie, ci din aceeași seminție și rudenie. Deci de vreme ce era o astfel de lege, arătat este că numărându-se neamul lui Iosif, se duce împreună și numărul neamului născătoare de Dumnezeu, căci cu adevărat din aceeași seminție era născătoare de Dumnezeu și din același neam, căci dacă n-ar fi fost așa, cum s-ar fi logodit cu el? Pentru aceasta Sfântul Evanghelist a păzit și legea care poruncea a nu socoti femeile numărul neamului, dar și neamul născătoare de Dumnezeu l-a pomenit numind neamul lui Iosif, iar bărbat al Mariei l-a numit pe Iosif după obiceiul de obște, pentru că numim bărbat al unei femei pe logodnicul ei, chiar dacă nunta nu s-a făcut încă. Text. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14. Și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Tâlcuire. În trei așezări au despărțit neamurile, pentru ca să arate că iudeii, deși au fost cărmuiți de judecători, cum a fost până la David, iar apoi de împărați până la strămutarea în Babilon, și în sfârșit de preoți, cum a fost până la Hristos, nu s-au folosit de aceasta spre fapte bune. Și trebuința era de adevăratul judecător și împărat și preot, care este Hristos. Pentru că după ce au lipsit, cârmuitorii a venit Hristos, după prorocia lui Iacov. Dar cum sunt de la mutarea în Babilon până la Hristos 14 neamuri, de vreme ce numai 13 nume sunt pomenite? Pentru că dacă s-ar fi pus în numărul neamului și femeia, am fi putut pune aici și pe Maria și s-ar fi împlinit numărul. Iar dacă numărul neamului nu se socotește femeia, cum vom dezlega această nedumerire?
La aceasta unii zic că și mutarea în Babilon a fost socotită ca un nume. Text. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif. Tâlcuire. Pentru ce a lăsat Dumnezeu ca ea să se logodească și astfel a îngăduit oamenilor să creadă că a cunoscut-o pe ea Iosif? Pentru ca ea să aibă un purtător de grijă în nevoie, fiindcă el a avut grijă de ea în vremea fugii din Egipt și a scăpat-o din primejdie. Dar Născătoare de Dumnezeu a fost logodită și pentru ca să se tăinuiască de cel rău taina întrupării. Căci diavolul, auzind că Fecioara va avea în pântece, mai ales pe Fecioare le pândea. Deci pentru ca să fie amăgit amăgitorul, pururea Fecioara este logodită cu Iosif, numai chip al însoțirii făcându-se, iar nu fapte. Text. Fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Tâlcuire. Aici a fi împreună înseamnă a se cunoaște, întrucât mai înainte de a se cunoaște și a fi împreună a zămislit ea. Pentru aceasta și evanghelistul se înspăimântează și spune cu glas mare, s-a aflat, vorbind ca despre un lucru mare și minunat. Text. Iosif, logotnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase înascuns. Tălcuire. Cum este numit Iosif drept? Dacă legea poruncea ca să fie vădită femeia desfrânată și să fie omorâtă, iar el voia să o acopere de păcat și să calce legea. Tocmai pentru aceasta este numit drept, că nu voia să fie aspru, ci din multă bunătate era milostiv, arătându-se astfel pe sine ca fiind mai presus de lege și viețuind mai presus de poruncile legii. Apoi el însuși a cunoscut că din Duhul Sfânt a zămislit ea și de aceea nu a vrut să o vădească și să-i facă rău, ca pe cea care nu din desfrânare, ci de la Duhul Sfânt a zămislit, că zice, s-a aflat având în pântece. Dar cine a aflat? Iosif, adică a cunoscut că de la Duhul Sfânt a zămislit. Drept aceea a vrut să o lase pe ea înascuns, fiindcă nu îndrăznea avea de soție pe cea care se învrednicise de atâta har de la Dumnezeu. Text. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind. Tâlcuire. Tocmai când era cu totul nedumerit dreptul Iosif, atunci îngerul a stat înaintea lui învățându-l ce să facă. Și în vis i s-a arătat de vreme ce era foarte credincios. Păstorilor îngerul le-a vorbit la arătare ca unor oameni simpli, dar acesta i-a vorbit ca unui drept și credincios în vis. Și cum n-ar fi crezut el când îngerul învăța tocmai despre cele ce avea în minte și pe care nu le spusese nimănui? Căci gândind el, iar nu grăind, îngerul i-a stat înainte și de aceea, cu cuvință a crezut el că de la Dumnezeu este, pentru că numai a lui Dumnezeu este a cunoaște cele ascunse. Text. Iosife, fiul lui David. Tălcuire. Fiul lui David l-a numit pe el, aducându-i aminte că s-a prorocit că din sămânța lui David va fi Hristos, învățându-l astfel să nu fie necredincios, aducându-și aminte de David, care a primit făgădința cea pentru Hristos. Text. Nu te teme a lua. Tălcuire. Aici arată că se temea să o ia pe ea, ca nu cumva să greșească în fața lui Dumnezeu, ținând femeie desfrânată. Sau un alt chip, nu te teme, adică tu te temi a te atinge de dânsa ca de cea ce din Duhul Sfânt a zămislit. Iar a lua înseamnă a o ține în casa lui, întrucât cu cugetul și cu pomenirea o lăsase pe ea. Text. Pe Maria, logodnica ta. Tâlcuire. Aceasta înseamnă, tu poate socotești că este desfrânată, iar eu îți spun ție că femeia ta este, adică nu a fost stricată de cineva, ci logodnica ta este. Text. Că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Tâlcuire. Că nu numai că este nevinovată de amestecare fără de lege, dar chiar în chip dumnezeiesc a zămislit, lucru pentru care mai vârtos se cuvine să te bucuri. Text. Ea va naște fiu. Tâlcuire. Și pentru ca să nu se îndoiască cineva că din Duhul Sfânt este zămislirea, vestește cele ce vor să fie, și anume că va naște fiu, iar nu fiică. Și dacă acest lucru se adeverește, atunci este adevărat și faptul că din Duhul Sfânt este. Și n-a zis, ție îți va naște, ci va naște, că nu aceluia i-a născut, ci la toată lumea. Și nici n-a stat darul numai împrejurul lui Iosif, ci către toți s-a revărsat. Text. Și vei chema numele lui Iisus.
tâlcuire, vei chema oarecum ca un tată și ca un purtător de grijă al Fecioarei, să nu socotești, o Iosife, că de vreme ce de la Duhul Sfânt este zămislirea, se cade să o lași pe Fecioară neajutorată, ci tu îi vei sluji întru toate. Text. Căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Tălcuire. Aici se tălcuiește ce înseamnă Iisus, adică Mântuitor, că acesta va mântui pe poporul Său, nu numai pe cel evreiesc, ci și pe păgânii care s-au sârguit a crede și a se face popor al Lui. Dar de ce îl va mântui? Oare de războaie? Nu, ci de păcatele lor. Drept aceasta, cu adevărat, Dumnezeu este Cel care va să se nască, pentru că numai a Lui Dumnezeu este a ierta păcatele. Text. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Tâlcuire. Să nu socotești că acestea au fost hotărâte de Dumnezeu în vremurile din urmă, ci dintr-un început, pentru că știi, o Iosife, prorociile, ca un știutor de lege, și adu-ți aminte de cele ce s-au spus de Domnul. Nu spune ceea ce s-a zis de Isaia, ci de Domnul, că nu om a grăit, ci Dumnezeu prin gura omului. Și pentru aceasta, vrednică de credință este prorocia. Text. Iată, Fecioara va avea în pântece. Tălcuire. Iudeii spun că prorocul a spus tânăra, iar nu Fecioara. Lor putem să le răspundem că în Scriptură tânără sau Fecioară înseamnă același lucru, că tânără este numită cea nestricată. Iar dacă nu năștea o Fecioară, atunci cum ar fi fost semn și lucru prea minunat? Ascultă pe prorocul care zice, pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn. Deci evreii din răutatea lor, cea de voie, strică Scriptura și în loc de Fecioară pun tânără. Dar ori tânără de se află, ori Fecioară, se cuvine să înțelegem pe cea care va să nască în chip negrăit. Notă. În textul evreiesc al prorociei lui Isaia, aflat într-un manuscris descoperit în 1947 la Qumran, lângă Marea Moartă, se adeverește acuratețea textului din Septuaginta, care indică termenul de fecioară și nu de tânără. Text. Și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Tâlcuire. Iudeii spun, de ce dar s-a numit Iisus Hristos, iar nu Emanuel? Se cuvine să zicem că nu scrie vei chema, ci vor chema, adică însăși faptele îl vor arăta pe El că este Dumnezeu și cu noi petrece, pentru că dumnezeiasca Scriptură din fapte pune numirile. De aceea găsim numele de grabă pradă, măcar că nimeni nu s-a numit cu acest fel de nume. Dar fiindcă îndată ce s-a născut Domnul s-a părădat și s-a robit înșelăciunea, așa se spune că s-a numit din fapte câștigând numire. Text. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Tâlcuire. Vezi, suflet plin de trezvie, cum îndată a crezut și îndată a luat pe logodnica sa și adeseori o numește pe ea femeie a lui Iosif, înlăturând îndoiala ce area și arătând că nu a altuia a fost, ci a lui a fost. Text. Și fără să o fi cunoscut pe ea Iosif, Maria a născut. Tâlcuire, adică nu s-a împreunat cu ea niciodată, pentru că aici cuvântul acesta, până, nu arată că numai până la naștere nu a cunoscut-o, iar după aceasta a cunoscut-o, ci că nici de cum, niciodată nu a cunoscut-o pe ea. Că acest fel de vorbire are Scriptura, căci la fel zice, nu s-a întors corbul în corabie până ce a secat apa de pe pământ, dar nici după aceasta nu s-a întors. Și iarăși, iată eu, cu voi, sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar după sfârșit oare nu va fi? Ba încă atunci mai vârtos va fi. Așadar și aici înțelege că acest cuvânt, până ce a născut, că după cum nici înainte de naștere, așa nici după naștere nu a cunoscut-o pe ea. Căci cum s-ar fi atins de sfânta aceea, după ce a cunoscut acea necrăită naștere? Text. Pe fiul său cel unul născut. Tâlcuire. Nu pentru că s-ar fi născut un al doilea numește pe el acesta întâi născut, ci așa simplu, ca pe cel ce întâi și numai unul s-a născut, că Hristos este și întâi născut, ca cel ce întâi s-a născut, și unul născut, ca și cel care nu are un al doilea frate. Text. Căruia i-a pus numele Iisus. Tâlcuire. Se arată din nou supunerea lui Iosif, că toate câte i-a zis lui îngerul le-a făcut.